microfon. Haideți că vă ține un microfon. Nu, cred că nu e nevoie, părinte. Nu? Aveți... Am funcționat 43 de ani învățătoare și trebuie să aude și al 43-lea ele. Am înțeles. Să nu cuvinte la spate. Fiți calea cumplinirii. Calea cumplinirii ca să-ți fie române, fă-ți cruce, mulțumește și cânt aleluia creștine. Inima să-ți fie hambar, plină de-a Domnului har. Care i-a Domnului har, mă întreb, iubite vlăstar? Lumina i-a Domnului har, El ne-o dă, ne-o dă în dar. Lumina soarelui, El o desface, peste bun și răi, cu muica ne face. Și în ochi lumină ne-a pus, să ne bucurăm nespus. Lumina lui în minte urzește, gândul bun ce ne înnoiește cu haina lui Hristos împărat, ferindu-ne de păcat. Și în cel mai tainic loc, de unde firul vieții se avântă, acolo a pus lumină de foc, sufletul, minune sfântă. Lumina, lumina e al Domnului har, El ne-o dă, ne-o dă în dar. Menirea ei e desăvârșirea, menirea ei e mântuirea. Din zorii zilei până în seară, mulțumiri să-i aducem, nu o cară. Cântarea îngerească să o purtăm în minte și să-l întâmpinăm cu sufletul fierbinte. Sfânt, sfânt, sfânt pentru cei de sus și pe pământ sfânt din zori la apus. Cântarea îngerească să-i aducem mereu Dumnezeului veșnic, al tău și al meu. Calea cumplinirii ca să-ți fie române, fă-ți cruce și cânt aleluia creștine, nu călca legile sfinte și lumina lui o să te alinte.